Serbarea freamăt de primăvară a comunității germane, care s-a desfășurat weekendul trecut, a fost cea de-a 30-a ediție a acesteia. După o slujbă religioasă la Biserica Sfânta Treime din centrul vechi, care a oferit momente de reculegere și spiritualitate, la Liceul de Arte Baia Mare a avut loc un program cultural diversificat cu muzică, dansuri tradiționale și recitaluri, care ilustrează bogăția culturală a comunității germane. În fapt, o fereastră deschisă către tradițiile germane, prezentând totodată elemente moderne ale culturii contemporane germane. Cei care au urcat pe scenă spun că se bucură că sunt părtași la a duce mai departe tradițiile comunității germane, păstrând și continuând identitatea lor culturală. Foarte bine, super frumos. De unde veniți? Grabișeu de sus. Ce dans ați prezentat astăzi? Dansul germane, țipțărești la bișeu. Cum a fost astăzi? Super, 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 super. Ați mai venit și în alt an? Da, am fost și anul trecut, chiar de două ori la Baia Mare. Ce înseamnă că se ține tradiția așa și merge înainte? Este super bine, încă sperăm să menținem tradiția. Trei dansuri, două tradiționale germane și unul modern. Ați repetat mult pentru el? Da. Da. Ne pregătim în fiecare an, schimbăm toate dansurile. De ce? Așa e tradiția? Nu e tradiția, așa ne place nouă, să schimbăm, să aducem ceva nou de fiecare dată. An de an veniți? Da. De fiecare dată când suntem chemați. Ce sentiment vă încearcă așa când sunteți aici uniți? Emoție foarte multă, suntem foarte fericiți pentru că totodată venim și vedem și celelalte trupe de dans. Voi cum vă simțiți astăzi? Entuziasmate, da. Ce înseamnă pentru comunitatea germană faptul că vă adunați în fiecare an și sărbătoriți printr-un asemenea eveniment? Păi, multă bucurie. Suntem ca o familie. Da. Cu ce dans ați venit? Două dansuri nemțești și unul modern. Emoții? Da. De fiecare dată. Într-o atmosferă plină de viață și bună dispoziție, participanții au celebrat tradițiile germane, întărind astfel legăturile interculturale din regiunea Transilvaniei de Nord, fiindcă la eveniment au venit reprezentanții ai comunității din mai multe orașe. Este o zi importantă, un eveniment important pentru noi, pentru minoritatea germană și neapărat, eu cred că și pentru toți cetățenii orașului. E o zi foarte, foarte importantă. În fiecare an organizăm evenimentul nostru Freamă de Primăvară. Ne întâlnim cu forumuri din mai multe județe, din Transilvania de Nord. Sunt invitați de la Oradea, Bișeu, Satu Mare și sigur și copiii noștri de la secția germană, de la Dr. Victor Babes. Evenimentul nostru încercăm să transmitem, de fapt, sosirea primăverii și chiar să ne bucurăm de fiecare zi, să fim bucuroși, să fim sănătoși și chiar în fiecare zi avem ceva de sărbătorit. Este o tradiție deja de 30 de ani această sărbare și în fiecare an încercăm să aducem ceva nou sau ceva în plus. Am amintit astăzi faptul că nu-mi place să se spună că este o zi a porților deschise, pentru că asta se poate înțelege că restul anului poarta noastră este închisă. Nu, poarta noastră este deschisă tot timpul anului. Este un moment care marcăm pentru comunitatea băimăreană faptul că în acest oraș există și o comunitate germană veche, de sute de ani, care a contribuit atât la constituirea orașului, cât și la dezvoltarea lui. Și cred că este o mândrie și încercăm comunitatea noastră să îi face pe băimăreni să fie mândri de noi și noi ne iubim orașul. Pe de altă parte, reprezentanții Forumului Democrat German au subliniat faptul că în Baia Mare există învățământ în limba germană, pornind de la grădiniță, continuând cu școlile generale, însă nu este și un liceu specializat. Sunt câteva clase unde se poate studia intensiv germana, dar ar fi necesară înființarea unui liceu care să susțină toate cursurile în germană. Sărbătoarea Freamăt de primăvară s-a încheiat cu o masă festivă unde participanții au avut ocazia să deguste preparate tradiționale germane.